Revin, dragi prieteni, cu live-ul pe care l-am promis. Am ieșit din instituția parchetului de pe lângă judecătoria Fălticeni, acolo unde am avut o întâlnire forțată și am să vă explic de ce, cu prim-procurorul de la parchetul Fălticeni. Spun forțată deoarece am mai solicitat acum câteva luni o întâlnire cu prim-procurorul parchetului și atunci am motivat că e în concediu, nu e în instituție și așa mai departe. Astăzi am mers iarăși în parchet, am solicitat să intru în audiență la doamna prim-procuror pentru că sunt situații de forță majoră și la fel am primit aceste explicații, nu este zi de audiență, nu poate doamna prim-procuror și am spus, am venit aici într-o situație de forță majoră. Dacă nu mă poate primi, atunci bineînțeles că voi avea și o formă de protest față de acest lucru, este instituția statului, este o situație de forță majoră și trebuie să mă primească pentru a depune anumite documente și a clarifica anumite lucruri. După ce am amenințat cu protestul, s-au schimbat lucrurile la 180 de grade, am fost invitat să am răbdare, să o aștept pe doamna prim-procuror, a coborât grabnic doamna prim-procuror, după amenințarea cu protestul, m-a primit, am discutat pe marginea situației, de fapt, nu neapărat din dosar, pentru că încă nu este o ordonanță în acest, o rezoluție în acest dosar, și am solicitat totodată din partea doamnei prim-procuror să accepte, deja aveam cererea formulată, semnată de către procurorul de caz, să accepte să studiez dosarul. Și am studiat dosarul cauzei, stimați prieteni. Bineînțeles că acest dosar a fost și astăzi am aflat și eu, Fălticeniul, toate aceste lucruri s-au făcut pentru tergiversare. Plângerea am formulat-o în atenția prim-procurorului de la parchetul Fălticeni. Prim-procurorul a declinat, a transmis acest dosar, având în vedere faptul că este vorba de un arhiereu care deține, este o persoană publică, o autoritate publică și așa mai departe, a declinat acest dosar către Curtea de Apel Suceava. La Curtea de Apel Suceava a stat acolo cât a stat, pentru că așa se întâmplă, pentru că trebuie să stea dosarul, și acolo procurorul de caz a dat o rezoluție de începere a urmăririi penale în REM, pentru că erau indicii de privind infracțiunea de fals și uz de fals sub semnătură privată. După care, solicitând de la Secretariatul de Stat pentru Culte, știți foarte bine cum se face, hai cum să-i scăpăm pe ăștia că au intrat în mare belea. Și atunci au zis, hai să facem toate aceste diligențe, să mai treacă timpul pe la Secretariatul de Stat pentru Culte, până răspund ei și așa mai departe. Au răspuns cei de la culte și au spus că asociația noastră religioasă este înregistrată în structura asociațiilor religioase și așa mai departe. După care revin iarăși cei de la Curtea de Apel, poate nu știu de ce au revenit cu o altă adresă, pentru că Secretariatul de Stat pentru Culte avea posibilitatea în aceeași adresă să spună foarte clar că asociațiile religioase nu sunt culte religioase. Noi nu suntem recunoscuți ca fiind cult religios. Nu era, dar au mai venit cu o tergiversare, a mai trecut o lună, două. Niciun fel de problemă. Au revenit cei de la Secretariatul de Stat pentru Culte și au spus cu subiect și predicat. Asociația, cei de la Slătioara sau Demonstren,
arhiereii lor de acolo nu sunt recunoscuți ca fiind, atenție, ca fiind arhierei. Arhiereii fac parte doar din cultele religioase. Dacă ei și-au pus etichetele acolo în biserica lor, dar ei nu au calitate de autoritate publică, de persoană publică, de episcop arhierei. Deci mare atenție aici la înșelăciunea celor din sinod, unde s-au fluturat cu documente peste documente, cu ștampile peste ștampile, înscrisuri și așa mai departe, cu episcopi, cu ranguri și cu toate acestea. Noi nu avem dreptul să ne erijăm, noi în biserica noastră, în calitate de episcopi arhierei, pentru că nu suntem cult religios. Calitatea de episcop arhiereu este recunoscută de cei din cultele religioase, nu din asociațiile religioase sau grupările religioase. Dar cei din biserica noastră, da, au venit în fața noastră și au zis: noi suntem episcopi. Mai mult, masonul Sofronie vine în instanța de la Pașcani, mă cheamă în instanță, îmi cere 2 miliarde de despăgubiri pentru că i-am frecat imaginea când a spus că este mason și a spus că el deține funcția de episcop. Și la acest nivel de episcop, de arhiereu, grad înalt bisericesc, nu ajunge oricine. Și cu atât, fiind gradul atât de mare, și imaginea lui trebuie să fie protejată. Că el este autoritate publică, autoritate bisericească cu demnitate de episcop. Acum, în dosar, am citit rezoluția și toate înscrisurile de la instituțiile statului din România și spun acolo cu subiect și predicat că Demonstren Ioniță și restul celor care s-au ales ei acolo nu sunt arhierei, nu sunt episcopi, nu sunt nimic. Ei sunt niște oameni liberi care s-au asociat și își exprimă libertatea religioasă, dar nu au rang de episcop, de arhierei. Nu au această calitate, nu au voie să-și aroge autoritatea aceasta publică de episcop arhierei. Și pe această speță au venit cei din parchet și au zis: dacă nu este autoritate publică, da, și nu este arhiereu de Demostren Ioniță, nu este nici episcop, nici mitropolit, nu este nici arhiereu, atunci este un simplu viețaș într-o asociație religioasă unde ei s-au adunat și au pus etichete, dar nu au autoritate publică. Ei nu au calitate de demnitari publici, ei nu pot să semneze acte și documente în calitate de episcop, pentru că nu dețin această calitate publică, de autoritate publică. Și dacă nu dețin, haideți să-l iertăm, că săracul s-a trezit și el scriind acolo și chemându-l în judecată pe un creștin de-al lui și și-a pus etichetele acestea de arhiereu, de episcop, de reprezentant legal, dar haideți să-l iertăm. De ce să-l iertăm? Sau în baza căror documente să-l ierte și să-l absolve cei din parchetul de pe lângă judecătoria Folticeni la recomandarea polițistului de la Vadul Moldovei, da? Că el a depus o ordonanță de clasare, precum că fapta nu există. Adică cererea aia de chemare în judecată formulată de Demonstren Ioniță prin avocat nu există. Nu există, n-a semnat. De ce? Și-a rugat el arhiereu, dar nu este arhiereu. Bun, dacă nu este arhiereu, este un cetățean care a formulat, da, un viețaș, un viețuitor simplu, care a formulat
o cerere în instanță, a atras răspunderea delictuală, a hărțuit în instanță pe un creștin și s-a erijat în reprezentant legal al acestei asociații. Deci nu este arhiereu, am înțeles, nu are nicio... Dar spune acolo cu subiect și predicat că eu sunt reprezentantul legal al asociației cu dare. Și eu atunci când am mers în instanță la Pașcani cu extrasul din registrul asociațiilor și fundațiilor, am spus, doamna judecător, uitați, Demosten Ioniță nu este reprezentantul legal al acestei asociații. Deci și-a arogat o funcție în această asociație pe care nu o deține. Și instanța vine cu o hotărâre judecătorească, cu o soluție definitivă și spune, Demosten Ioniță nu are grad, nivel de arhiereu și nici nu este reprezentant legal al asociației. Și atunci a pierdut procesul cu mine. Deci, ei în speța civilă cu dosarul penal vor să scoată în evidență doar simplu, doar faptul că nu deține calitate de arhiereu, nu este autoritate publică. Dar reprezentant legal s-a erijat a fi al asociației? Și atunci, dacă tu ți-ai arogat o demnitate pe care nu o deții, cum aș merge și eu acum și mi-arog calitate de reprezentant legal a fundației lui Țiriac? Și zic, eu sunt Țiriac, reprezentantul cutare, merg în teritoriu și strâng fonduri că eu sunt... Asta nu este înșelăciune? Acest lucru nu este fals dacă eu semnez niște documente cu semnătură privată? Nu! Cei din parchet, împreună cu poliția, au zis, hai să introducem documentele de la Secretariatul Cultelor, precum că ei nu sunt arhierei, sunt simpli acolo, ce sunt ei acolo. Le-am lăsat libertatea religioasă, dar ei în biserică acolo pot să facă și patriarhi. Numai că în spațiul public ei nu sunt recunoscuți ca autoritate publică demnitari de arhierei. Și ei n-au voie să semneze și ștampileze și să se folosească în circuitul civil cu această demnitate pentru că ei nu o dețin. De aceea ei și-au retras băieții toate documentele de peste tot, dar au rămas documentele în dosarele civile. În cele dosare ale mele, de la Pașcani, al lui Demosten Ioniță și al lui Sofroni. Acolo unde ei, conform cu originalul, au depus documente, s-au ștampilat, s-au semnat ca mari arhierei, ca mari episcopi. Și ei nu dețin această calitate. Deci ei sunt impostori de la cap la coadă, care au semnat documente și au intrat documentele în spațiu civil. Și acum ei au zis, retrăgeți-vă toate documentele, nu mai recunoașteți nimic, spuneți că l-au băgat la înaintare pe Epifanie, pe preotul ăla, de asta l-au făcut preot și toate aia, să-l bage la înaintare, să declare acolo că este reprezentantul sinodului și să semneze acolo, da? Toate documentele acestea pe care ei le-au depus, le-au retras în totalitate pentru că nu aveau nicio calitate. Și nu au nicio calitate, singurul care are calitatea de a reprezenta asociația religioasă BOSVR în relație cu instituțiile statului și de a semna acte a fost Vlase Mugrzan, singurul. Și cei care au fost împuterniciți de Vlase Mugrzan. În rest, nimeni nu a avut dreptul și nu are dreptul de semnătură în această asociație. Odată cu decesul mitropolitului Vlasie, a plecat și semnătura, a plecat și împuternicirile, au plecat toate. Deci nimeni nu mai are voie să semneze în numele asociației niciun document. Pentru că așa scrie la statut. Dacă în statut scria că și vicepreședintele poate să reprezinte asociația în relația cu instituțiile statului sau cu terți sau alt membru din Consiliul Director, pentru că eu nu le mai spun la ăștia episcop. Eu la ăștia le spun vicari.
ca să înțelegeți așa termenul bisericesc, de ajutători, adică ascuțători de creioane. Vicarii aceștia, de la cap la coadă, că nici Demostene nu este episcop, nici nu. Singurul care a avut calitate de conducător în această asociație a fost Vlase Mugărsa. Aceea care el a preluat-o ca arhiepiscop și mitropolit, dar nu recunoscută autoritatea lui de arhiepiscop și mitropolit. Doar la noi, în biserică, așa, am dorit noi să-i recunoaște. Dar ei, în spațiul public, nu puteau să-și aroge demnitatea de arhierei, de episcop, de patriarh, de mitropoliți. Nu, ei nu au această calitate. Dacă ar fi dorit să dețină această calitate, ar fi trebuit să facă toate diligențele să fie recunoscută biserica noastră cult religios. Dar de ce nu este, sau de ce nu s-au făcut demersurile, sau de ce nu am fost lăsați să fie transformată asociația religioasă în cult religios? Pentru că ne încadram la toate cerințele legii. Și 12 ani minim de activitate, și 1 milion de semnături, și toate aceste lucruri noi puteam să le introducem legal și să fim recunoscuți. Dar Patriarhia Română a spus: voi faceți exact ceea ce vă spunem noi. De ce? Voi de 40 de ani sunteți ai noștri, lăsăm, nu tulburăm apele să spunem că voi nu sunteți nici episcopi, nici mitropoliți, nici arhierei, nici nimic. Voi nu aveți nicio calitate, nicio autoritate publică. Vă lăsăm în pace pe voi așa și vă acceptăm că nu o să vină nimeni peste voi să vă cerceteze pentru impostură, pentru alte fapte, dar voi, ceea ce vă spunem noi, atât facem. Când voi ați venit cu cererea să vă transformați în cult religios, pas. De ce? Dacă vă transformați în cult religios, atunci vă scăpăm din mână. Și pentru a nu vă scăpa din mână, rămâneți voi asociație. Dar, bineînțeles, veți da seama în fața creștinilor voștri. Cum? Mai devreme sau mai târziu, vor descoperi că voi ați fost niște impostori. Toți! Adică cum impostori? Adică voi v-ați făcut mitropoliți, arhierei acolo, dar voi în spațiul public această demnitate nu o dețineți. Poți să-ți spui că ești și papa de la Roma, dar nu te semna ca fiind papa de la Roma, că atunci ai probleme. Da, poți să-ți arogi ce vrei tu în casa ta, că ești și Michael Jackson, că ești și Bill Gates, poți să spui toate, dar dacă te semnezi pe acte oficiale sau documente ca Bill Gates și tu mai câștigi și profit, mai minți și lumea, mai înșeli și lumea că ești Bill Gates, atunci ai o problemă. Atunci ai o problemă. Așa și la noi. La noi în biserică s-au ales ei, s-au făcut arhierei, mitropoliți și au dat în stânga, în dreapta, succesiuni și una și alta. Și da, îi înțelegem, au succesiune, vin cu toate alea, da? Nu e niciun fel de problemă. Numai că în afara bisericii, tu nu aveai dreptul să semnezi documente, nici în calitate de episcop, nici de secretar a Sfântului Sinod, nici de nimic. De aceea ei s-au răzvrătit, acești nemernici din Sinod, care au zis: băi, cât îl mai lăsăm pe Vlasie să fie singurul cu semnătura? Noi pe noi nu ne interesează că îl dăm din mitropolit, din arhiereu, din aia, succesiunea apostolică, că ne bate Dumnezeu, că îl schimbăm pe mitropolit, pe întâi stătător, că oricum nu mai credem în el, nu mai credem în duhovnicia lui, nu mai credem în succesiune, nu mai respectăm nimic pe vechile așezăminte, nici de la înaintașii noștri. Noi cu biserica nu mai avem, cu ale bisericii, ale duhovnicii, ale camar, nu mai avem nici. Dar nu-l mai putem lăsa pe ăsta reprezentant legal. Deci noi, hai să-l punem, îi punem eticheta lui Demostene Ioniță, de arhiepiscop și metropolit, că moșul nu prea înțelege multe și nu mai poate să aibă nicio activitate mai coerentă în biserică,
Și atunci noi, pe noi nu ne interesează funcția lui de arhiepiscop mitropolit. Pe noi ne interesează ca el să devină reprezentant legal, noi să forțăm un pic nota și vedem prin judecătorie dacă obținem hotărârea judecătorească prin care noi să fim toți acolo încolonați în Consiliul Director. După aceea noi vom modifica, îl vom da mai afară și pe Demonstren și ne vom pune noi reprezentanți legali. Și atunci noi vom conduce această asociație, pentru că nu mai trebuie condusă nici de Vlasi, nici de demosteniști. Ei au avut un joc perfid. Ei au știut foarte clar că ei nu au calitate de arhierei. Prosteala aceasta a fost doar pentru noi și a ținut zeci de ani de zile, că noi am considerat că sunt episcop, arhierei și au calitate oficială. Și au zis, domnule, ei ne reprezintă în calitate de episcop peste tot. Ei pot semna documente, ei pot ștampila, noi suntem cu toate în regulă. Uitați că acum vin cu subiect și predicat și vă spun din dosar răspunsul de la Secretariatul de Stat pentru Culte și le spune așa, într-un mod interpretat de mine, ăia n-au nicio calitate de demnitari, n-au autoritate publică, lasă-i că și ei acolo se joacă de-a demnitari și ei ca să prostească lumea. Dar nu-l băga pe ăla la bulău, că nu-i nici arhiereu, nici mitropolit, nici absolut nimic nu este acolo. N-are autoritate publică. Dar vor da ei seama în fața creștinilor. Numai că creștinii nu știam nicio de ce este atât de mare presiunea pe fiecare creștin să nu-l mai asculte pe Ilășoară și să nu cumva să mai deschidă Facebook-ul sau canalele unde expune Ilășoaia public, pentru că iadul mănâncă. Nu știam de ce această presiune. Trimis scrisori și pe la femei creștine, presiune peste... De ce? Pentru că ei, creștinii, să rămână îndobitociți. Adică dumneavoastră, stimați prieteni, aceștia care vă uitați la mine, da? Creștinii din Biserica Ortodoxă de Stil Vechi de România, dumneavoastră ați considerat că aveți structură ierarhică în Biserica Ortodoxă de Stil Vechi, începând de la mitropolit până la ultimul preot, recunoscuți ca demnitari. Nu? Nu așa ați considerat, așa am considerat și eu. Și acest lucru spune și masonul Sofronie în cererea lui de, prin care mă cheamă în judecată și îmi cere 2 miliarde. Spune cu subiect și predicat, eu dețin demnitatea de arhiereu, de episcop în Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România, recunoscută de statul român, la această treaptă de arhiereu nu accede oricine, da? Deci ai făcut studii superioare, ai trecut prin facultăți, ai doctorate, deci nu accede oricine. Și faptul că Ilășoaia a venit și a expus public simplu fapt că eu sunt mason, fiind descoperit de șeful meu, dar nu avea voie Ilășoaia să mai spună, a spus șeful meu, Vlasie, că m-a descoperit că sunt mason, că mă știa de ani de zile că sunt. M-a descoperit că sunt mason, nu mai trebuia. Dar eu pe Ilășoaia nu l-am acționat în judecată că aveam eu grijă acum că m-a făcut el mason. Nici nu mă durea capul. Nu, pe Ilășoaia l-am acționat în judecată să-l hărțuiesc. Să-l hărțuiesc, să-i ocup timpul prin tribunale, prin judecăți, să-l ameninț pe toate căile și să-i spun că eu am sistemul de partea mea și eu voi câștiga permanent, tu vei fi perdantul. A demonstrat acest lucru la Pașcani, unde a folosit toată influența și un judecător a scos o hotărâre judecătorească care ușor l-a scos din rahatul în care intrase atunci când m-a acționat în instanță. Numai că la tribunalul Iași mergem acolo și mergem până la capăt și voi demonstra că acum și cu documente reale că acesta nu are nicio calitate de episcop, este un impostor. Nu numai că
nu i-am distrus imaginea de episcop, că nu o are, nu o deține. Nu numai că nu am făcut acest lucru, dar el este un impostor, adică el m-a mințit pe mine că este arhiereu, că are demnitate de arhiereu. El m-a mințit pe mine, a mințit și instanța. Și acum venim la Tribunalul Iași cu rezoluția de la parchetul de pe lângă judecătoria Fălticeni. Venim cu, bineînțeles, venim și de, cu extrasul de la Secretariatul de Stat pentru Culte, unde ne spune cu subiect și predicat că cei de pe stil vechi și-au dat ei aceste titluri, dar nu au niciun titlu, pentru că doar cultele religioase pot deține titlul demnitate de arhierei, episcop și așa mai departe. Deci nu au aceste... I-am lăsat să se joace ei acolo cu titluri, cu toate alea, și venim în față și uite că pe toată lumea a prostit și mai mult au prostit pe creștinii din confesiunea lor. Deci, estimați prieteni creștini ortodoxi de stil vechi, ați venit majoritatea dintre dumneavoastră împotriva lui Lășoaia. Cum am eu curajul să vorbesc de un arhiereu, de un episcop? Cum pot eu avea acest curaj? Dar uitați că eu nu vorbeam de episcop, vorbeam de niște impostori. De ce nu au venit corect, cinstit, în fața noastră, a tuturor, și să ne spună: stimați creștini, stimați prieteni, noi, atunci când trimitem preoților în parohii din partea noastră ca episcopi, episcopul Glicherii, episcopul Sofronii, hârtii prin care luăm decizii de caterisirea lui ăla, de excludere din biserica lui ăla, de afurisenia lui ăla, noi trebuie să dumneavoastră trebuie să știți că noi ne jucăm un pic, trecem acolo că ne plac titlurile astea de episcop. Dar să știți că noi nu suntem episcop. Noi nu suntem cult religios, noi nu suntem, nu avem demnitate de episcop, pentru că suntem o simplă asociație religioasă, unde nu avem voie să ne folosim de aceste demnități publice. Și atunci, eu trimit preotului cutare, îi trimit acolo Glicherie Ilie, preotul, arhimandritul sau ce este el, nu episcop. Nu arhiereu. Nu, pentru că nu am această calitate, n-am această demnitate. Mai ales să mai semnez document în care îi fac rău unui om. Îl afurisesc, îl caterisesc, îl scot din parohie, îi distrug imaginea. Și lumea toată spune: dar acest lucru a făcut un arhiereu, un episcop. Cum ai curajul tu să te împotrivești unui episcop? Și ce să vezi? Astăzi aflăm că ei sunt impostori, nu sunt episcopi. Ei s-au folosit de o demnitate, de o calitate pe care nu o dețin și n-au deținut-o, stimați prieteni, niciodată. O să spună alții 10, da, dar în biserică facem ce vrem. Faci ce vrei, n-ai decât să te speli pe cap cu toți arhiereii tăi. Dar când tu ai emis un document, l-ai depus în judecătorie, să-i faci rău unui om, unei terțe persoane, să-i faci rău, da? Să-i ceri 2 miliarde, să-l acuzi de nu știu ce blestemății și te semnezi ca arhiereu, ca episcop, ca... atunci ai o mare problemă. Tu în casa ta joacă-te de a episcopii mea, cât vrei, cât vrei tu. De aceea toate aceste asociații religioase, cum este și... acest Ioana Damian care se îmbracă în dita mai arhiereu și cu toiagul în mână și el debitează numai prostii, numai pamflete, numai mizerii pe unde merge, și dumneavoastră stați cu gurile căscate la Ioana Damian, ăștia se îmbracă în arhierei, în episcop, dar ei se joacă în interiorul asociațiilor lor, dar ei nu au demnitatea aceasta.
Și dumneavoastră vedeți, vai săracii de arhierei, vai săracii de arhierei, cum mai îi puteți dumneavoastră, cum mai puteți dumneavoastră jigni atât de mult? Ei au aceste calități de duduie, de calități de demnități și uitați că ei nu au. Deci, cei care au demnitate de episcop, de arhierei, de mitropoliți, de patriarhi, sunt cei care fac parte din cultele religioase, stimați prieteni. Nu din asociațiile religioase, nu din grupările religioase. Dacă tu în curtea ta, în biserica ta, tu te îmbraci în arhiereu, în episcop, în ce vrei tu, și te acceptă fraierii din interiorul grupului tău și te recunosc din interior, este problema ta. Dar tu când emiți documente în spațiul public și nu ai această autoritate, această demnitate și faci rău creștinilor tăi, celor din jurul tău și inducând în eroare, tu induci în eroare pe creștini, îi spui sărămâna, binecuvântați episcope, binecuvântați mitropolite, binecuvântați, și el este un impostor. El este un impostor. Nu aveau decât cei din Biserica Ortodoxă de stil vechi din România să ceară transformarea asociației religioase BOSVR în cult religios, se încadrau acolo cu toate demnitățile și de episcop, de preoce, și nu avea nimeni nicio problemă. Puteau să semneze, să se eticheteze, să meargă public în fața oamenilor, dar atât timp cât tu știi că nu te ții această demnitate, duci în eroare pe creștini și faci rău celor care spun adevărul și tu instici pe creștini împotriva celor care vorbesc despre adevăr în biserică. Îi instigi că eu, episcopul cu tare, dacă te mai văd că, sau te mai aud că te mai uiți la Ilășoaia sau că mai vorbești cu el, te caterisesc că eu am darul de a lega și a dezlega, de a face și a drege. Și amenințând pe creștini că tu ești episcop și ai mare rang, tu ești un impostor. Tu ești un impostor. Păi Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nu spune foarte clar, dați cezarului ce este a cezarului, adică respectați legea pământească, asta spune, dă cezarului ce e a cezarului. Respectă și legea pământească și dă-i lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu, adică respectă și legea divină. Nu spune așa Mântuitorul? Spune respectați doar ce legea din biserică, cezarul nu vă interesează, duceți-vă și vă luptați cu el? Nu! Atunci voi, dacă ați dorit să fiți, să urcați pe soclu de episcop, de mitropoliți, de ce nu ați respectat legea? De ce nu ați mers să vă solicitați să deveniți cult religios? De ce nu ați făcut acest lucru? Ca fiind demnitar și bineînțeles poate și poziția voastră ar fi fost alta. Și noi, biserica noastră, nu am fi ajuns cu un patrimoniu atât de imens, cu sute de biserici, cu mănăstiri, să fim în pragul dizolvării. Că voi ne-ați adus aici, în pragul dizolvării. I-ați luat gâtul lui Vlase Mogărzan, singurul cu drept de semnătură în această asociație, Vlase Mogărzan, care ar fi putut să reglementeze lucrurile cât a fost în viață și chiar să cerem recunoașterea de cult religios, dar măcar să ne punem la punct în această asociație religioasă, ca voi, cei care ați rămas în urmă, să aveți drept de semnătură, să aveți drept să convocați ședințele comitetului director și să puteți păstra intact patrimoniul acestei biserici. Dar toate aceste golănii pe care le-ați făcut voi zeci de ani, aceste blestemății, această minciună cap-coadă în care ne-ați ținut zeci de ani, că voi sunteți demnitari, voi sunteți arhierei, voi sunteți episcopi, toată această minciună astăzi se concretizează în cel mai mare blocaj fără precedent al unei biserici,
asociații religioase, care este pe marginea prăpastiei și este în direcția dizolvării. De ce? Pentru că nu există cale de ieșire. Doar dacă se schimbă toate legile și toate legile trec în partea cealaltă negativă. Doar atât, dar pe legile actuale, asociația religioasă acum nu are nicio scăpare decât singura este dizolvarea prin lichidatori. Și atunci unde se duce patrimoniul? Acolo unde trebuie, în ghilimele, în patriarhie. Cine a organizat toate acestea? Cine ne-a ținut în toate aceste mârlănii cu trădătorii din biserică? Cine? Cel care va profita în cele din urmă de tot patrimoniul, de toate din această biserică. Și veți zice, dar nimeni n-a venit să ne ia biserica în spate. Nu! Nimeni nu o să vină să vă ia bisericile din curtea dumneavoastră, nimeni nu o să facă acest lucru. Nu vă ia zidurile, vă lasă să vă închinați în zidurile pe care le-ați construit, vă lasă pe toți în mănăstiri, vă lasă pe toți în situația în care sunteți, vă lasă să credeți că voi sunteți în biserica adevărată, dar voi ați plecat de mult din biserica adevărată, de 40 de ani de când s-au vândut de Monsten cu onofrei comuninii cu Ciprian, din momentul acela ați ieșit din biserica adevărată. Și sunteți doar în zidurile unei biserici pe care o considerați biserica adevărată. De aceea am spus, dumneavoastră nu sunteți în biserica adevărată cu această ierarhie. Am spus că biserica noastră a rămas adevărată prin intermediul creștinilor care au rămas statornici în credința lor și nu și-au schimbat vechile așezăminte. Nu au acceptat inovațiuni, nu au acceptat calendarul, nu au acceptat nimic. Dar pe la spatele nostru, arhiereii noștri, cei care au condus biserica, au vândut-o. Și e o chestiune de timp până când în biserica ta, că e din Fălticeni, că e din Brașov, că e din Pașcani, să vină să slujească și alt preot din confesiunea religioasă de stil nou. E o chestiune de timp. Încă ei nu tulbură apele acum. Dar când va veni și va spune această biserică este a noastră, vor sluji aici toți, nu mai contează că sunteți pe vechi, pe nou, noi suntem dreapta credință, noi suntem biserica adevărată, gata, gata cu prostia de 100 de ani, gata cu joaca voastră de 100 de ani, de arhierei, de a mitropoliții, de a preoții, gata, am încheiat-o. Vine anul 2024-2025, când trebuie să ne aliniem toți. Ortodoxia din România este singură, gata, vă aliniați. Ce trebuie să faceți? Păi, ce să facem? Toți stați în banca voastră, că nu există nici calendar vechi, nou, absolut nimic. Și atunci ești în fața faptului împlinit. Ori rămâi cu ei, ori dacă nu te retragi în casa ta și zici, eu păstrez moștenirea înaintașilor mei, păstrez vechile așezăminte. Pentru că direcția nu este ca Patriarhia Română să accepte smerenia și să vină pe vechile așezăminte. Nu, direcția este ca Ortodoxia toată să se ducă în brațele ereziei cum este. Aceasta este tendința. Și dacă au mai avut probleme cu stiliștii 100 de ani, ei, acum nu mai au probleme. Mai ales în situația în care ne aflăm astăzi, cei din Patriarhia Română, nici slujitorii acum ne consideră frați, vorbesc de noi, de pe cei de pe stil vechi, peste tot, nu mai suntem rătăciți, nu mai suntem răi, nu mai suntem nimic, nu. De ce? Pentru că noi suntem ai lor. Noi nu mai există stil nou, stil vechi. A, doar așa, dumneavoastră creștinii care mai rămâneți în manipularea arhiereilor, a vicarilor, nu arhierei, că ei nu sunt arhierei, a acestor ascuțători de cuțite, de creioane. Doar dumneavoastră rămâneți în manipularea lor și mai considerați că sunteți în Biserica Ortodoxă de stil vechi. A, dumneavoastră nu mai sunteți. Noi nu mai suntem
în Biserica Ortodoxă de Stil Vechi. Nu mai vorbit stil vechi, stil nou, că nu mai contează. Ceea ce am citit eu astăzi în dosar și răspunsurile de la Secretariatul de Stat pentru Culte, cine suntem noi și ce fac arhiereii noștri, cum se joacă cu demnitățile și cu semnăturile în public, nu mai, la mine nu mai trebuie să mă mai convingă cineva de ce au făcut acești nemernici. Dar dumneavoastră, creștinii, care timp de 2 ani de zile m-ați răstignit pe toate gardurile, că eu vreau rău bisericii, că eu vreau răul înaltului nostru mitropolit de Monsten, turnătorul la securitate. Noi vrem răul preoții. Eu vreau răul preoții. Cum se face că tot ceea ce s-a întâmplat și a fost declanșat de ei criza, nu de Gabriel Ilașoaia, cu suspendarea mitropolitului, cu destituirea catericei, cum de se face că toate blestemățiile acestea duc într-o singură direcție, într-o direcție proastă pentru noi creștinii de stil, într-o direcție proastă pentru cei care am păstrat vechile așezăminte și dorim să rămână în biserica adevărată, într-o direcție proastă că tot ceea ce am construit, am edificat timp de 30 de ani de zile, nu mai este proprietatea noastră. Doar așa să ne îmbătăm cu apă rece. Noi nu am avut niciodată ierarhie cu arhierei, cu mitropoliți, cu episcop, așa cum se cere și cum Mântuitorul a spus, dați cezarului ceea cezarului și Dumnezeu la Dumnezeu, adică să avem și legea pământească de partea noastră și legea lui Dumnezeu. Nu, pe noi nu ne-a îngrijit de legea pământească. De ce? Pentru că noi tot timpul am avut trădători în biserică. Și atunci tatăl meu, când a fost în 91 și a mers cu secretariatul, cu ministrul de cultelor și a zis, băi, acum treceți la cultele religioase, că aveți cea mai mare oportunitate și eu vă sprijin. Și atunci ce a făcut turnătorul Onofrei? S-a ascuns și stătea ministrul în curtea mănăstirii și unde vă este mitropolitul vostru? Eu am venit de la București să vă ajut și voi vă bateți joc de mine? Și uitați de ce n-au vrut ei, de ce n-a vrut Onofrei, Silvestru Onofrei, să fim transformați în cult religios. Pentru că el știa că din 84 având o biserică. El știa că din 1984 având o biserică. Și s-a ascuns de ministrul cultelor ca să nu fim transformați în cult religios. Deci acestea sunt vânzări. Sunt vânzări istorice care le-am scos la lumină și prin dosarele securității și prin alte înscrisuri și prin ceea ce se întâmplă în judecătorii, în parchete. Și vin să vă spun aceste lucruri. Dacă realitatea este alta, să vină vicarii voștri, episcopii voștri, da? Să vină în fața națiunii, în fața dumneavoastră și cu subiect și predicat, documentat, să contrazică ceea ce eu afirm acum. Pentru că eu astăzi am citit tot dosarul. Am citit și declarațiile lui Sofronie, și declarațiile lui Epifanie, și declarațiile lui Spanache, și declarațiile lui Glicherie, și declarațiile tot. Și ca niște nemernici l-au băgat la înaintare pe Vlasie, că Vlasie a făcut un statut din 2016, nu l-a mai depus la judecătorie și să vedeți că noi pe statutul acela am mers în judecătorie, dar știți, nu era aprobat, dar noi ca niște copii neștiutori l-am depus acolo. Ce să vedeți cu semnătura lui Vlasie de atunci? Noi nu avem nicio vină, Vlasie are vină. Vouă nu vă este rușire, băi, nemernicilor, să declarați public că v-ați folosit de un statut inexistent de 2016 pentru a vă scoate pe voi, Batistă, să vă scoateți voi curați că ați semnat în fals și ați fotocopiat semnătura mitropolitului Vlasie și l-ați depus în judecătorie pentru a vă propti voi în scaunele arhierești fără drept, fără merit, fără reprezentantul legal. Și voi declarați acum că ați găsit un dosar prin 2016 care trebuia depus de Vlasie, dar nu l-a depus.
Și el este vinovat că n-a depus să facă modificările. Dar noi nu știam ce-i cu dosarul ăla. L-am dus la judecătorie. Acestea sunt semnăturile, sunt al lui Vlasie, nu sunt ale noastre. Cum puteți minți lumea în acela hal să declarați în niște dosare aceste lucruri? Și toți au dat această declarație cu dosarul din 2016, precum că ce am depus noi în 2022 e un dosar de pe 2016. Unde? L-am găsit noi pe acolo prin Hârțoage. L-am trimis pe Epifanie cu el. Epifanie l-a depus. Și după aia Epifanie ne-a zis, Sofronie, dar nu era bun dosarul ăsta. Că dosarul ăsta nu e din februarie, câte. Vă dați seama, stimați prieteni, la ce mizerii care au fost declarații ale acestor episcopi. Ale lui Glicherie, ale lui Sofronie, ale lui David, ale lui Epifanie, ale lui Spanache, toți ăștia au declarat că Vlasie e vinovat de falsurile noastre pe care le-am depus în dosarul din 2022. Acolo când am fost prins cu mâța în sac. Nu, tot Vlasie e vinovat. Vă dați seama cum instituțiile statului au protejat pe acești nemernici și au preluat aceste declarații a lor, le-au depus în dosare să-i absolve de falsuri, de tot felul de mărșăvii. Și veniți la mine și spuneți că Ilășoaia este vinovat, că el distruge imaginea bisericii, el face rău săracilor noștri de episcop care duduie de duhovnicie. Ilășoaia este dușmanul numărul unu și în biserica noastră toate ar fi fost imaculate, toate ar fi fost corecte dacă nu exista Ilășoaia. Dacă nu exista un Ilășoaia să scoată adevărul la suprafață, voi ați fi menținut în minciună în continuare pe creștini și s-ar fi uitat în continuare toți creștinii la voi ca la niște sfinți, că sunteți și legali, arhirei și canonici. Ei, acum, stimați prieteni, noi nu mai avem arhirei, vicari, episcopi, nu mai avem nici legal, din punct de vedere legal, pentru că avem răspuns, ei n-au demnitate de episcop și așa mai departe, nici canonic. Ei sunt trimiși, păgâni și vameși. Deci nici măcar nu le-au lăsat de succesiunea, binecuvântarea mitropolitul Vlasie pentru măcar în biserică să rămână canonici. Deci nu au... Și dumneavoastră la cine vă închinați? Dumneavoastră de la cine luați binecuvântări? De la niște păgâni, vameși și impostori? Și vreți să merg și eu cu ei? Spuneți, vreți să merg și eu cu ei? Vreți să ascund adevărul? Să-l pun sub preș? Mizeria să o duc sub preș? Și să spun, lasă așa că e mai bine așa, mergem în continuare. Nu contează că avem impostori, nu contează că avem păgâni și vameși la conducerea bisericii, nu contează. Nu contează, numai noi să fim ascultători. Păi dacă dumneavoastră vreți să rămâneți oi proaste în această biserică, este decizia dumneavoastră, dar nu-mi cereți mie să rămân oaie proastă. Și taci din gură, Gabi, taci din gură, nu e nici erezie, nu e nici schizmă, toate sunt perfecte. Numai tu ai înțeles greșit, Ilășoaia. Numai tu, că tu vezi că toată lumea e liniștită. Păi cum e liniștită lumea? Cu amenințări? Cu amenințări împotriva creștinilor? Cu caterisiri împotriva preoților? Cu afurisenii împotriva creștinilor? Cu presiune, cu șantaj, cu tot felul, de aceasta așa se păstrează liniștea în Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România? Așa vă doriți dumneavoastră să rămâneți în biserica adevărată pe vechile așezăminte? Dacă vă doriți așa, stimați creștini, vă meritați soarta. Pentru mine este foarte clar, în biserica aceasta nu mai există ierarhie, nici din punct de vedere legal, nici din punct de vedere bisericesc. Dacă mergeți în continuare cu ei și legitimați în continuare, este alegerea dumneavoastră. Dar nu vreau să mai aud pe niciun creștin în public spunând că noi avem episcopul cu tare, avem arhiereul cu tare și avem... Nu, pentru că ei nu dețin aceste calități.
ei sunt niște impostori. Nu mă mai luați pe mine cu chestia, da, dar din punct de vedere bisericesc s-au ales. Nu, nu are nici o valabilitate titulatura unui episcop din biserică dacă nu este recunoscută și legal. Nu are nicio valabilitate, pentru că Hristos, Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, spune foarte clar: respectați și legile bisericii, dar respectați și legile cezarului, ale cele pământești. Voi nu le-ați respectat nici pe unele, nici pe celelalte. Și voi vreți să vă închinăm, ne închinăm în fața voastră în continuare. O faceți dumneavoastră, stimați prieteni. Eu nu o mai pot face, măcar am zis că au demnitate această pământească, ori să câștige și cea canonică și van. Dar ei ne-au mințit cap-coadă. Ei au menținut impostura în această biserică cap-coadă. Ei mențin impostura în această biserică în continuare. Și eu vreți să-i legitimez? Nu. Nu se poate. Dumneavoastră puteți să faceți ce doriți, puteți să mă judecați și să faceți absolut ce vă doriți. Eu atât vă spun. Jocul acesta de-a demnitățile le puteți face în interiorul vostru, a bisericilor voastre, cu prostimea care vă acceptă. Dar nu puteți emite documente în calitate de demnitar cu autoritate publică, dacă nu o deții. Și cultele religioase sunt singurele care pot avea demnitari în bisericile lor. Nu ești cult? Stai cu toiagul și cu mitra la tine în biserică. Nu ieși în public, că ești impostor. Dacă tu ieși în public cu toiagul și cu mitra, da, în public, și mai emiți și documente, mai vii și cu documente, are episcopul Glicherie caterisește pe X din parohie, episcopul Glicherie excomunică pe cutare creștin din... Dacă dumneavoastră le mai acceptați aceste lucruri, este problema dumneavoastră. Aceasta este intervenția mea, sunt revoltat, pentru că am motive să fiu revoltat, pentru că de când mă știu în această biserică și de când îi știu pe acești impostori care și-au pus eticheta de arhierei, am zis că ei sunt niște sfinți. Sunt niște sfinți, niște cucernici și cei care respectă și legea pământească și legea bisericească, așa cum i-a învățat Hristos. Am considerat că ei respectă ceea ce propovăduiau din fața Sfântului Altar, adică să dai cezarului ce este a cezarului, adică să respecti legea pământească, că altfel ar fi anarhie, să-ți faci tu lege singură în biserică și să o expui în public, să respecti și legea bisericească. Deci astea două merg mână în mână. Numai că voi, cea pământească, ați alungat-o total, că ați zis că noi în biserica noastră facem ce vrem. Nu ne poate veni nimeni. Da, te poți exprima, îți poți exprima libertatea religioasă. Nimeni nu are împotriva. Poți să crezi în ce vrei. În casa ta, în biserica ta, poți să stai îmbrăcat cum vrei. Poți să-ți pui și straie de patriarhie. Nu e niciun fel de problemă. Dar când tu te folosești de acea calitate în public și duci în eroare pe cei care nu-ți cunosc adevăratul statut, atunci ai o problemă. Atunci ai o problemă. Că duci în eroare. Știți cum ar fi, stimați prieteni? Eu acum, deodată, să mă îmbrac în arhiereu, să ies în stradă, să spun sunt arhiereu și... Păi stai un pic, domnule, fă dovadă că ești arhiereu. Fă dovadă. Păi uitați că am eu în asociația mea, mi-am pus eu titulatura și sunt arhiereu. Da? Ia să vedem dacă ai și demnitate de arhiereu. Ia să vedem la lege ce spune. Cine poate avea demnitate, autoritate publică de episcop arhiereu? Cine? Cei din culte. Faci parte din culte? Nu, mi-a făcut o asociație. Și dacă am, merge eu. Ei, nu merge așa. Nu merge așa. Uzurpare de calități oficiale. Și intri la Bulău. Dezbracă-te repede pentru că intri la Bulău. Ei, mă întrebați acum dumneavoastră de ce episcopii noștri au fost păsuiți.
Păi de ce au fost păsuiți? Dar nu vă întrebați de ce au fost păsuiți? Pentru că ei s-au vândut și au zis, ia și te joacă, băi. Ia și te joacă, tu ești oricum tu, al meu. Ia și te joacă. Eu îți asigur, pentru că eu, patriarhie, am influență. Eu am influență. Eu îți asigur că nu te va supăra nimeni. Nu te va supăra nici procurorul, nici polițistul să te caute la acte, la documente, nimeni. Și creștinii tăi ține-i îndobitociți și cu frica de chinurile iadului, ține-i cu frica, cu chinurile iadului, că asta ține cel mai mult. Dacă bagi frica în ei, că eu leg și dezleg și dacă tu nu mă asculți pe mine, iadul te mănâncă, dacă le bagi asta zi de zi, ei vor avea măduva lor din tată în fiu, frica asta, da? Bun, și dacă tu le-ai băgat frica, ei nici nu vor cuteza să te întrebe, dar părinte, din punct de vedere legal, e în ordine ca să nu ne facem de râs așa la protestanți care sunt culte, la lipoveni care sunt culte. Zice, tu stai cu minte în banca ta, vezi-ți de treaba ta, tu, oaie proastă, tu cu capul în jos. Ei, așa i-au învățat și a zis, voi mergeți, cum le-au spus și acum? Și le-au zis așa, el v-a mai spus, le-au zis, bă, stați în biserica voastră, slujiți acolo, că aveți prostime multă care vă urmează, care nici nu înțeleg, dar vă urmează. Nu mai semnați niciun document, nu mai vorbiți de acte de aia, pentru că ați făcut numai prostii. Ați făcut numai prostii. Și băieții s-au retras în biserici, fac deplasări aici, colo, dar numai cu semnături, numai cu documente. De ce? Pentru că nu au aceste calități. Și atunci dumneavoastră sunteți de acord cu impostura în biserica noastră? Dacă dumneavoastră sunteți de acord cu impostura, urmați-i. Urmați-i, pupați-le tălpile, mergeți după ei, că ei vă vor conduce direct în rai. Cu impostura, cu siguranță veți merge în rai cu ei. Nu, stimați prieteni, eu dacă acum merg și exercit o profesie fără drept, eu, cetățean de rând, dumneavoastră, cetățean de rând, dacă mergi să-ți pui, îți faci un cabinet medical și tu începi să consulți oameni, dar tu nu ai nici licență, nu faci parte nici din colegiul medicilor, nu faci, dar tu faci ca să câștigi bani, că asta vrei tu, să câștigi bani. Popii nu asta vor să facă, că s-au îmbrăcat în straie pe care nu le dețin, să înșelem. Și dumneavoastră vă faceți un cabinet, vine vecinul sau vine doctorul cutare sau vine pacientul la doctorul cutare, zice, păi am fost la doctorul cutare, mi-a prescris niște documente, mi-este rău, mor și nu știu ce. Și atunci zice, dar cine e ăla? Păi ăla nu. Păi ăla e un impostor. De ce? Păi nu-i medic ăla, nu-i doctor. Dar ce este? Păi e un gulan. Ia du-te și îl dă pe mână. Și vă dă pe mâna parchetului și faceți ani grei de pușcărie. Acești impostori de zeci de ani din biserica noastră, de ce nu au fost întrebați niciodată de această impostură la vârful bisericii? Eu vă întreb, de ce nu au fost întrebați niciodată de această impostură la vârful bisericii? Eu v-am spus încă o dată, ce facem noi în biserică, câte bastoane ține mână biserică în biserica noastră, da, dar când tu te erigezi în calitate de demnitar în spațiu public și mai semnezi și documente, este altceva, oameni buni. Înțelegeți-mă că nu am nimic cu acești oameni, dar vreau să separăm impostura de oamenii corecți. Domnule, ăla de pe nou l-ai judecat că e pe nou. Domnule, ăla are demnitate de preot. Domnule, ăla are facultate de teologie. Are toate documentele legale. Le are, da? Poți să-i spui că e eretic, poți să spui, dar din punct de vedere legal, ai ce să-i reproșezi la preotul de pe Stilnou? Sau la preotul de la Pentecostal, care e cult bisericesc, care e cult religios? Ai ce să-i reproșezi dacă el e recunoscut ca demnitar? Nu ai, domne, ce-i recunoaște, ce să-i reproșezi. Dar la noi, ținând această impostură, cum poți mie să-mi spui în față, tu vezi de treaba ta, că noi știm ce facem, duci biserica, ai vândut-o toată și suntem pe marginea prăpastiei și ne ceri, rămâneți în această biserică, că noi vă ducem direct în iad. Dar vedem că biserica se duce în prăpastie.
Și din punct de vedere canonic, și din punct de vedere legal. Vedem că se duce în prăpastie. Și hai cu mine în fântână. Eu mă duc cu capul în fântână, de ce să mergi cu mine? De ce? Că eu leg și dezleg. Eu leg și dezleg și eu am cheia în mâna mea și eu îți deschid raiul. Dacă eu nu ți-l deschid, da, dar nu vreau să mi-l deschidă un impostor. Eu vreau să-mi deschidă raiul prin vrednicie, cucernicie, prin duhovnicie, da, prin duhovnicie, un episcop, un preot care este are demnitate și legală și canonică. Să facă dovada că nu este impostor. Pentru că eu dacă încalc legea, sunt pedepsit. Păi voi dacă ați încălcat legea de zeci de ani, de ce nu ați dat cu subsemnatul? De ce? Pentru că v-au protejat. Așa cum v-au protejat și la parchetul de pe lângă judecătoria Fălticeni și v-au scos basma curată. Au zis, nu suntem demnitari, nu răspundem, gata, ne-a jucat un pic. Dar iertați-ne, doamna judecător, doamna procuror, iertați-ne că ne-a jucat un pic. Și v-a spus, duceți-vă, nu vă mai jucați așa, retrăgeți-vă toate documentele și stați acolo în biserica voastră. Atâta timp cât creștinii vin, intră în biserica voastră, la slujbele voastre, nu aveți nicio problemă. Noi nu vă deranjăm. De ce? Că la momentul respectiv vom fi toți la un loc. Și atunci vedem care dintre voi merită să-l trimitem la o școală, să faceți și voi o teologie, faceți ceva, dar până atunci vă mai lăsăm să vă mai jucați. Da, ei, aceștia care îi acoperă de blestemății, îi mai lasă să se joace. Problema știți care este, stimați prieteni? Că aceștia s-au jucat și se joacă cu sufletele noastre. Aici e marea durere. S-au jucat, se joacă și încă mai au tupeu în fața, să vină în fața noastră, să se joace cu sufletele noastre. E greu. E greu de digerat așa ceva. E greu. Nu am crezut că voi ajunge la acest adevăr, la această realitate, dar la noi, cu impostori, nu ai cum să te consideri în biserica adevărată, dacă îi urmezi. Nu ai cum. Nu ai cum. L-ați otrăvit pe tatăl meu. Am construit o biserică, un cimitir. V-am urmat orbește peste tot. Că am zis că sunteți sfinți căzuți din cer. Și voi ne-ați vândut la drumul mare. Și suntem acum în situația în care să ne uităm la edificii, la biserici, la tot ce am construit și să vedem că nu mai sunt proprietățile noastre. Nu mai deținem niciun fel de proprietate. De ce? Pentru mândria voastră diabolică de a vă urca, de a vă cocoța pe scaune arhierești pe care nu le-ați meritat niciodată, nici din punct de vedere canonic, nici legal. Și toată truda noastră, toată munca noastră, o vedem acum vândută la drumul mare. Și cel mai grav este, și cel mai grav lucru este, că ați îndobitocit, ați prelucrat mințile creștinilor zeci de ani, încât creștinii, și dacă vă duceți cu capul în fântână, o mare parte vă urmează. Atât de mult i-ați îndoctrinat cu minciunile voastre, cu impostura voastră și cu faptul că noi
suntem pe căile drepte. Și acum, voi nu puteți face dovada că sunteți episcop nici din punct de vedere canonic și nici din punct de vedere legal. Este dureros să tragem această concluzie, dar mă hărțuiți pe mine prin tribunale și îmi cereți miliarde de lei. Pentru simplu fapt că ți-am spus că ești mason. Ești ceea ce ești. Că dacă ești, nu ți-am spus eu că ești. A spus tatăl tău care te știe din fașă. Și tu te superi ca văcarul pe sat și îmi ceri 2 miliarde. Și faci acest lucru să mă hărțuiești și să mă arăți drept exemplu la toți creștinii că ce-a pățit Ilășoaia, pățiți voi toți dacă vă luați de mine. De episcopul mare Sofronie, care eu cu greu am urcat. Nu oricine accede la această treaptă demnitate arhierească. Nu oricine, așa ai scris. Și acum vedem că ești un simplu impostor. Aceasta este intervenția. Am prelungit acest lucru, am ajuns acasă, sunt acasă, dar încerc să diger lucrurile acestea, să văd cum și să văd calea de urmat, ce e de făcut, pentru că atât timp cât aceștia nu vor să accepte, măcar din punct de vedere legal, în primul rând din punct de vedere legal, să ne punem la punct sau să se pună la punct și încet încet să căutăm să ridicăm această biserică și din punct de vedere canonic să avem o direcție sau un traseu, nu știi încotro să mergi. Și stăteam și mă gândeam, de ce toți preoții, de ce niciun măcar un preot nu este dispus să vorbească de adevăr? Păi cum să vorbească de adevăr preoții când ei sunt în aceeași oală? Când niciunul dintre aceștia nu pot fi recunoscuți cu demnitatea lor bisericească. Legal. Ei nu pot face dovada aceasta legală. Deci nu o pot face. Dacă o pot face, să venim pe lege. Și dacă nu o poți face și știai că ai o problemă din punctul acesta de vedere, de ce ne-ai mințit? Aceasta este întrebarea. Dar dumneavoastră sau cei interesați pot veni și contrazice tot ceea ce eu am expus în această zi. Puteți veni cu acte, cu documente, cu înscrisuri, cu lucruri care să combată în mod real ceea ce am afirmat astăzi în funcție de documentele pe care le-am găsit la dosar. Deci eu vorbesc acum de documente dintr-un dosar care a trecut pe la Curtea de Apel Suceava, Judecătoria Folteceni, a mers la Inspecția Judiciară. Deci vorbesc dintr-un dosar cu documente, cu scrisuri, cu mărturii, cu toate alea. De la instituțiile statului, de la Secretariatul de Stat pentru Culte, nu vorbesc eu așa că am găsit pe internet. Acest lucru am dorit să expun și să știți și dumneavoastră și dumneavoastră veți trage concluziile, estimați prieteni. Aceasta este intervenția mea și rog pe creștini să nu mai vină la mine cu aceste îndemnuri. Haideți lângă arhiereii noștri, haideți să facem pace. Nu. Acum mai mult ca oricând, că nu au nici demnitatea aceasta de episcop, ar trebui să ne dovedească că au acest dram de duhovnicie și să lase jos straiele care oricum le poartă ilegal pe ei, da? Să lase jos straiele și să vină la smerenie. Și să intrăm cu toți în biserica adevărată. Să lăsăm pasta pământească. Să ne intrăm cu aia. Credeți că vor face acest lucru? Nu. De ce nu îl vor face? Pentru că au de partea lor prostimea. Și prostimea îi va urma indiferent dacă aceștia vor ajunge să intre toți cu capul în fântână. Prostimea îi va urma. Asta este realitatea, pentru că ei acum au afaceri împreună, au relații împreună, au tot felul de chestii, banul merge, banul se scurge din economia gri, deci totul merge.
atât timp cât merge și se învârte roata și banul există, nu, Dumnezeu, legea, aia e facultativă. Interesul astăzi, dacă am câștigat bani, e bine. Din păcate, mare parte dintre creștini merg pe această idee, dacă am ceva de câștigat, stau cu minte în banca, da, banca mea. Da, până la Dumnezeu, mai vedem noi. Asta e credința, din păcate. Din păcate. Aceea ce pe care am constatat-o eu. Poate dumneavoastră ați constatat alta. Dar ceea ce am constatat eu, că majoritatea dintre noi mari, care duduim de creștinătate, noi nu avem absolut niciun interes să facem ceva în direcția bună pentru această biserică. Nu. Mergem din inerție, lucrurile dacă merg, nu mă pun rău cu popa, cu ăla, cu ăla. De ce? Mai câștig și eu o bucățică de pâine, am interesurile mele. Și, da, cum e cu credința dreaptă, aia nu mai e. Mai târziu cu ea.